Matei 8 cu 8, un verset care spune în felul următor: Doamne, a răspuns sutașul, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, ci zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Amin. Vreau să vă cer o favoare, știu că e relativ târziu, dar nu e așa de târziu ca la alte convenții, dar e relativ târziu și aș vrea înainte să vă așezați, să dați mâna cu 2-3 din jurul dumneavoastră, să le spuneți, mai aveți puțină răbdare. Have a little bit more patience, please, let's do that, ok? So, Chicago folk, have a little patience, ok? All of you, and Florida people, right? Apreciez că ați acceptat să faceți lucrul acesta. Seara aceasta, la final, o să ne rugăm pentru cauzele pe care le avem. Vă aduc salutări în numele Bisericii Philadelphia din Chicago. Am venit cu o echipă numeroasă, cu pastorul Teo Scorțe și Alice, pastorul Cosmin Lioni, aslujitor Florin și Eunice Borojan, Marcel Borlovan și Suzy. Un mare grup din tineri aceștia vin de la Chicago și mulți membri, chiar membri din conducerea bisericii sunt aici. Noi vă salutăm în numele Domnului Iisus Hristos, sigur, împreună și cu soția mea, Michelle. La convenții, noi avem ceva specific. La fiecare convenție, noi ne sărbătorim aniversarea căsătoriei. Anul acesta împlinim zilele acestea 32 de ani de căsătorie. Și avem o experiență nouă. Suntem deja ce se numește empty nesters. Vara asta, în 3 luni de zile, am avut 2 nunți și azi dimineață m-a întrebat un frate prieten păstor, zice, how do you feel? And I told him, I feel happy and broke. Însă, începe o fază nouă, este o fază binecuvântată pentru noi și aș vrea să ne concentrăm minutele care urmează pe cuvântul lui Dumnezeu. Mesajul care mi s-a cerut să-l țin are de-a face cu un subiect foarte important. Puterea cuvântului în minuni. The power of the word of God in miracles. Și am un subtitlu pe care l-am numit Just say a word. Zi doar un cuvânt. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu, într-adevăr, este cea mai frumoasă literatură vreodată scrisă. Este o carte de teologie. Este cea mai veche carte de istorie. Registrează, consemnează geografie, istorie și toate celelalte lucruri. Este o carte de poezie, de literatură incredibilă. Cel mai frumos poem de dragoste scris vreodată îl găsim în Scriptură. Este o carte care vorbește despre viitor, vorbește despre înțelepciune, despre filozofie. Toate acestea le știm. Însă în această seară vreau să spun ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul acesta reprezintă puterea lui Dumnezeu. Este puterea lui Dumnezeu pentru viața noastră, pentru fiecare de aici. Problema este că adesea nu înțelegem ce ne spune și nu comunicăm exact ceea ce Dumnezeu vrea să facă. Și aș vrea să vă chem să înțelegem în această seară ce vrea să facă cuvântul lui Dumnezeu. Pentru fiecare dintre noi, pentru toți cei care sunteți prezenți aici. Dacă nu înțelegem, poate o să ajungem ca și mama mea, o întâmplare s-a întâmplat în vara asta. Mama mea a fost 4 luni cu noi în Chicago, ne-a plantat flori, ne-au dat florile și într-o zi, pe lângă trotuar, uda florile. Un domn care se plimba pe trotuar, când a văzut-o cât muncește, s-a oprit și a început să vorbească cu ea în engleză. Și a început să-i spună ceva, să-i arate, să-i facă semne. Cumva i-a spus, apreciez foarte mult ce faci, ce frumos menții grădina aceasta. Era foarte, foarte cald și când domnul acela a făcut semne și i-a arătat mamei mele, a încercat să vorbească cu mama mea, mama mea a înțeles, îmi este așa de cald, te rog să mă răcorești. Și a luat furtunul.
și l-a botezat pe domnul respectiv. El a luat-o la fugă, s-a speriat. Vedeți, adesea, dacă nu comunicăm și nu înțelegem corect, s-ar putea să avem un mesaj diferit, s-ar putea să avem acțiuni diferite. Însă dimineața, în această seară, vreau să vorbesc despre subiectul acesta. O să fie foarte simplu. În introducere, o să vorbesc despre Scriptură și despre semnele Scripturii, despre puterea Scripturii. Am și un PowerPoint, nu știu dacă puteți să-l aveți. Da, mulțumesc. Și sunt trei lucruri pe care vreau să le spun în introducere. Dragii mei, vreau mai întâi să subliniez puterea miraculoasă a Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă vă uitați în pasajul citit din Luca, ni se spune că puterea lui Iisus era cu el, puterea era cu el. Puțin mai târziu, în același pasaj, ni se spune foarte clar, puterea lui Iisus era manifestată prin Cuvântul lui Iisus, prin Cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, noi pentecostalii vorbim mult despre puterea Duhului Sfânt, dar observați versetul pe care l-a citit, care a fost citit mai devreme, din care a predicat și fratele Leonard. Vedeți, puterea Duhului Sfânt se manifestă prin ce? Prin Cuvântul lui Dumnezeu. Spune, sabia Duhului care este ce? Este Cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să vorbesc puțin, doar să subliniez despre acest subiect, puterea miraculoasă a Cuvântului. Vreau să vă dau un verset pe care sigur îl cunoașteți, Luca 1:5-7. Este pentru noi de aici în seara aceasta. Niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de ce? De putere. Există putere fenomenală în Cuvântul lui Dumnezeu. Al doilea lucru. Avem promisiunea Cuvântului lui Dumnezeu. Uitați-vă la un verset din Isaia 55, versetele 10 la 11. Și sunt versete foarte frumoase. Dacă ne uităm aici, în Isaia 55, îi se spune că așa cum ploaia vine, cum roa vine și nu se întorc fără rod, spune, eu trimit cuvântul meu, orice cuvânt proclama cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă unii dintre dumneavoastră adesea sunteți plictisiți și spuneți, predicatorul ăsta nu-mi predică mie, celălalt nu-mi predică mie, predică altuia, cuvântul lui Dumnezeu proclamat nu rămâne fără rod. Cuvântul lui Dumnezeu proclamat lucrează în viețile noastre. Și avem această promisiune a puterii cuvântului în viața noastră. Și apoi prezența aceasta miraculoasă a cuvântului în viața noastră. Citiți în Noul Testament, Roman 10:8, spune acest cuvânt locuiește în noi, locuiește în viața noastră și are puterea să producă, să facă lucruri incredibile în viața noastră. Dragii mei, cuvântul este la dispoziția dumneavoastră, este foarte aproape de fiecare dintre voi, este foarte aproape de fiecare dintre noi. Și în această seară aș vrea să ne uităm în acest pasaj și să vedem 4 dimensiuni în care cuvântul lui Dumnezeu lucrează în viața noastră. De exemplu, luați pasajul acesta, aveți acest om care are o condiție medicală cronică și omul acesta este vindecat. Dar omul acesta experimentează minune în cel puțin 4 dimensiuni ale vieții lui. Mai întâi, vedeți, puterea lui Cuvântului lui Dumnezeu se manifestă în lumea naturală, în lumea naturală. Lumea lui naturală era foarte afectată. Era o loc, nu se putea mișca, era imobil, nu putea lucra, grițe, nu putea găti, nu putea face. Omul acela nu putea să facă un duș, probabil. Viața lui naturală era extrem de afectată. Asta se întâmplă cu noi, cu poate mulți oameni de aici. În viața voastră naturală se întâmplă lucruri. Dacă mergeți mai devreme, în capitolul 5 din Luca, în versetele, începând cu versetul 4, dacă vă uitați aici, ne vorbește despre ucenici. Ucenicii pescuiesc toată noaptea și nu au prins nimic. Dacă citim, versetul 4 spune, când a încetat să vorbească, a zis lui Simon, depărtează-o la adânc și aruncă-ți mrejele pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Dar ascultați ce spune Petru. Dar la cuvântul tău, la cuvântul tău voi arunca mrejele și spune, după ce le-au aruncat,
au prins așa o mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejele. Vreau să vă întreb în seara aceasta, ce sunteți dispuși să faceți la cuvântul lui Dumnezeu? Credeți că cuvântul lui Dumnezeu are putere? Că Dumnezeu vorbește chiar în lumea noastră naturală. Seara aceasta o să ne rugăm. Și nu ne rugăm doar pentru boli fizice. Ne rugăm pentru orice situație în care aveți nevoie de o minune de la Dumnezeu. Vreau să cred că și în seara aceasta Dumnezeu vrea, Dumnezeu poate face lucruri nemaipomenite. Mai este cineva aici care crede asta? Chiar în lumea ta naturală, viața noastră sunt astfel de lucruri. Aș putea să vă dau exemple. Mulți dintre dumneavoastră poate ați auzit că Biserica Philadelphia, biserica noastră din Chicago, se mută, are un campus nou și frânia în 2 ani, când vine cineva nou la noi, la noul campus, mă întreabă, frate Florin, cum ați reușit să luați proprietatea aceasta de la catolici? Ce ați făcut? Pe cine ați cunoscut? Și trebuie mereu și mereu să spun oamenilor, dragii mei, eu n-am făcut nimic, nu-l cunosc nici pe papa și nici nu vreau să-l cunosc. Nu am conexii incredibile să fi luat campusul acesta prin conexii. Și mereu spun acestor oameni, s-a produs o minune la nivel natural. În 2018 eram în contract să cumpărăm o proprietate, contractul a căzut, am fost, aș putea să spun, pentru prima dată un pastor depresat. Am fost, a spus, efectiv, am spus, cred că o să-mi dau demisia, I don't want to do it anymore. Am zis, Doamne, dar de ce eram așa de aproape? Și în 2018, când eram foarte dezamăgit, am fost la o întâlnire, la o masă, unde a vorbit un frate american, a avut un scurt mesaj de 15-20 de minute. Și omul acesta, de la Dumnezeu a primit asta, a spus, simt că este cineva aici, și era o masă festivă, care are nevoie de rugăciune. Dacă simți asta, vino să mă rog pentru tine. Și erau numai americani, eram singurii români la masa aceea. M-am ridicat și am zis, vreau să te rogi pentru mine. I-am spus care e problema, i-am spus, hey, I'm depressed, I don't want to do it anymore. Și omul acesta se roagă pentru mine și printre alte cuvinte, când a terminat, a spus, Domnul mi-a arătat că în curând El o să-ți arate ție exact ce are pentru tine. Și uitați-vă ce se întâmplă, 2 luni mai târziu, marți seara, am avut una dintre cele mai dificile ședințe de comitet. Am ajuns acasă pe la 2. Asta nu se întâmplă tot timpul, noi avem părtășii, avem timp bun, dar am ajuns foarte târziu. M-am culcat poate la 5 dimineața, am zis că dorm mai târziu. Eram în pijamale, era ora 9, îmi beam cafeaua singură acasă. Și dintr-o dată îmi vine această idee în minte. Aveam remote-ul pe sofa, niciodată nu mă uit la televizor. Nu prea mă uit la televizor, dar din când în când, dar dimineața niciodată. Și am văzut remote-ul, am luat remote-ul, am pornit televizorul, CBS, nu știu, ceva... stație locală și doamna care prezenta știrile spune segmentul următor este despre o biserică ce protestează în Chicago. M-am gândit, doar nu fi biserica Philadelphia, right? It's the first thing that comes to your mind. Aștept cu nerăbdare. Următorul segment este despre o biserică catolică la 6 minute de unde locuiam noi. Spune, oamenii protestau. Cardinalul i-a forțat să se unească cu alte biserici, o proprietate incredibilă. Eu ascult, zic, extraordinar. Și în momentul acela am auzit o voce de la Dumnezeu. Nu știu cum să vă explic, însă a fost o voce pe care am auzit-o. Dumnezeu mi-a spus, asta e biserica pe care vă dau. Eram în pijamale, m-am ridicat, m-am îmbrăcat. Era noiembrie, era târziu, era ploaie. Am început, m-am dus acolo, am început să mă rog. Mă plimbam, mă rugam și ziceam, Doamne, fii atent aici. Dacă mă mai păcălești odată, eu nu te mai slujesc. Dar dacă asta, dacă tu ești implicat în asta, vreau să se întâmple lucrul acesta. Nu știu cum o să se întâmple. Vreau să vă spun ceva. În lumea naturală, Dumnezeu ne-a dat proprietatea aceea în mod incredibil. S-au opus, de 4 ori au mers până la Roma să facă lucrul acesta, au făcut contestații. Dumnezeu face minuni, eu o consider o mare minune din partea lui Dumnezeu. Poate unii sunteți aici cu biserica voastră, sunteți cu familia voastră, cu business-ul vostru, cu situațiile voastre. Poate sunteți ca Petru, ca Petru care spune, Doamne, m-am trudit și n-am prins nimic. Dar în seara asta, la cuvântul tău, ești gata să faci ceva la cuvântul lui Dumnezeu?
în familia ta, în viața ta, Dumnezeu este gata și poate să facă o minune în seara aceasta, la nivelul natural. Asta se întâmplă. În al doilea rând, puterea se manifestă la nivel emoțional. Credeți că un bărbat care este teolog, care are această boală cronică, are ceva probleme emoționale? Am un prieten în România, de când îl știu, de când eram copil, l-am cunoscut teolog. Și mă sună și acum câteodată, este imobil, a murit mama, nu mai are nimeni grijă de el. Și omul acesta, când mă sună, plânge, spune despre emoțiile lui, despre depresia lui, ce se întâmplă în viața lui, vorbește despre toate trăirile lui și realizez că acest om a avut o experiență similară. Ați observat că atunci când oamenii, de exemplu, trec prin suferință, prin cancer, prin crize incredibile, nu numai că sunt afectați fizic, sunt afectați emoțional. Care este una dintre cele mai mari probleme cu care este confruntată societatea, chiar în biserici? Care sunt probleme? Sunt probleme emoționale. Probleme de frică, de anxietate, de panică, de depresie, de deprimare, de tot felul de probleme de genul acesta. Iisus i-a rezolvat acestui om, făcut o minune și în domeniul respectiv. Vreau să vă spun în această seară, poate sunteți unii aici care sunteți într-o astfel de situație, poate sunteți cupluri aici care nu știe nimeni, dar poate sunteți în pragul divorțului, poate aveți conflicte incredibile, poate se întâmplă lucruri pe care nu le puteți spune nimănui. Poate sunt bărbați și femei aici care trec prin probleme emoționale incredibile. Vedeți, când treci prin probleme emoționale incredibile, îți vine foarte greu să trimiți, să pui numele pe listă, să spui că frații cred că tu ești nebun, cred că ai probleme, cred că ești posedat. Să dați-mi voie să vă spun, după atâția ani de pastorație, oriunde mă duc, sunt oameni confruntați cu probleme emoționale. Și vreau să vă spun ceva în seara aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu are putere să rezolve problema voastră. Unii poate trăiți cu amărăciune. Când mă uit pe internet și văd pentecostalii atacând pe alți pentecostali, știți ce văd? Văd foarte multă amărăciune. Oamenii aceștia în inima lor au doar o travă, au ceva mare care le distruge viața. Sunt oameni cuceriți de amărăciune, de sentimente incredibile pe care nu le pot controla. Vreau să vă uitați în Scriptură. Este un verset evrei, a fost citat în seara aceasta, 4:12. Dar ce spune? Cuvântul lui Dumnezeu este o sabie extrem de ascuțită, extrem de fină, care pătrunde între sufletul vostru și duhul vostru. Știți unde se produc toate aceste stări emoționale? Unde se produce depresia? Doctorii studiază, dar nu înțeleg. Ei imediat vă prescriu un medicament, vă dau tot felul de medicamente ca să vă dopați. Pentru că ei nu înțeleg ce se întâmplă acolo. Nu înțeleg unde este interfața dintre spirit și suflet. Unde este interfața respectivă? Nu înțeleg. Nu există soluții. Oricât mergi la doctori, nu o să fiți tratați de problema asta cu adevărat. Poate situația se ameliorează, poate vă simțiți mai bine pentru o perioadă, când nu mai luați medicamentele, ați ajuns în aceeași stare. Dar vreau să cred că cuvântul Domnului are putere să pătrundă acolo, la acea interfață dintre duhul vostru și spiritul vostru, dintre sufletul vostru și duhul vostru și spiritul vostru. Și vreau să mă rog în seara aceasta, vreau să ne rugăm pentru oameni care sunt în situația aceasta, poate pentru tineri care au confuzie în mintea lor, cuvântul lui Dumnezeu este atât de fin, atât de puternic, este așa de grozav, așa de miraculos, că are acces acolo unde n-are știința, unde n-au doctorii, unde n-au oamenii, unde n-au pastorii, unde n-au consilierii. Este cuvântul lui Dumnezeu. Și mă rog la final, dacă sunt oameni aici care trec prin astfel de situații, să experimenteze puterea cuvântului lui Dumnezeu. Unde aveți probleme relaționale, așa cum am menționat, în familie. Poate a spus, mergem la ceva consilier. A venit cineva la mine recent și a spus, îmi recomanzi un consilier marital. A spus ceva, știi ceva? Îmi pare rău, eu nu mai recomand consilier spiritual. Profesioniști. Că o să mergeți acolo și o să vă asculte și o să vă spună, chiar și ăia creștini, băi, voi nu sunteți compatibili, unul în dreapta, unul în stânga. Dar vă chem la un consilier. Este Duhul Sfânt.
care folosește sabia aceasta cuvântului să atingă zone pe care numai El le poate atinge. Unii ați alergat în alte direcții. Dumnezeu vă cheamă la El în seara aceasta. Poate sunt persoane care sunt gata să se sinucidă. Am întâlnit oameni de genul acesta. 2 săptămâni în urmă eram acasă, luni, stăteam pe sofa, primesc un telefon necunoscut. Este o doamnă și mă întreabă, primul lucru mă întreabă, are you a bishop? Și a spus, I am a pastor. Și a spus, doamna aceasta, sunt pe tren și vreau să mă sinucid, vreau să-mi iau viața. În ultimele 2 săptămâni mi-am pierdut și soțul și băiatul și vreau să-mi iau viața. Și în timp ce stăteam aici și făceam gălăgie pe trenul acesta, cineva mi-a dat telefonul tău. Și m-a sunat doamna aceasta. Și m-a rugat, am zis, n-aș știu cum să mă rog cu ea. Am zis, ok, mă rog pentru tine. Am folosit cuvântul lui Dumnezeu. M-a rugat și a zis, Doamne, eliberează-o de frică. Și am citat din Romani 8:15, a spus, tu n-ai primit un duh de frică, ci ai primit un duh de înfiere. Nu-ți lua viața. Vreau să spun ceva. Eu sunt un om simplu, nu știu cine a dat numărul de telefon. M-a sunat 2 zile mai târziu și mi-a spus, cuvântul lui Dumnezeu mi-a redat speranță și nu și-a mai luat viața. Poate sunt tine, maybe someone here has all kinds of suicidal thoughts. Maybe have problems with your identity, you don't know what to do. I'm telling you, cuvântul lui Dumnezeu are putere să rezolve problemele noastre emoționale. N-alergați în altă parte, veniți la cuvântul lui Dumnezeu. Tot aici vreau să vă mai dau un verset. Dacă citiți Ezechiel 3:3, e profetul care are o întâlnire cu Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune ceva profetului. Ezechiel, ia sulul acesta, era cuvântul lui Dumnezeu, mănâncă-l. Și cuvântul spune, versetul 3 spune, am luat sulul, am luat cuvântul, l-am mâncat, l-am consumat și ce s-a întâmplat? Spune Scriptura, și a fost dulce în gura mea. Sunteți unii aici care aveți amar în gură? Care aveți amărăciune în suflet? Care pentru că aveți amărăciune în suflet, împroșcați pe alții, loviți pe alții, mergeți în toate direcțiile, atacați pastori, faceți altfel de lucruri? Dacă aveți amărăciune, paracetamolul nu rezolvă amărăciunea. Am învățat ceva de la mama. Mama, orice bolă este în lumea asta, paracetamol. A venit cu bagajul cu paracetamol din România. Zice, ia un paracetamol, totul s-a rezolvat. Vreau să vă spun ceva, paracetamolul sau aspirina nu rezolvă amărăciunea. Dar cuvântul lui Dumnezeu în gura ta, în ființa ta, este mai dulce decât fagurul de miere. N-alerga în altă parte. Nu da totul în afară. Diavolul folosește asta împotriva ta. Lasă puterea cuvântului să vină în dimensiunea emoțională a vieții tale. Apoi în al treilea rând, în domeniul spiritual. Observați, Iisus se ocupă de nevoia lui, într-un fel îi redă demnitatea, Iisus rezolvă problema emoțională, îi dă confidența în sine, dar mai face ceva. Iisus adresează problema lui spirituală. Poate sunt unii aici care se luptă cu tot felul de probleme. Unii poate sunteți legați de lanțuri. Poate că aici, poate sunt tineri care sunt dependenți de droguri. Poate au venit aici, poate sunt oameni, poate am întâlnit bărbați în toată firea, dependenți de droguri. Nu știu ce să facă. Vreau să vă spun ceva în această seară. În seara asta, Dumnezeu, prin cuvântul lui, la cuvântul lui, poate să rupă lanțul adicției, a robirii. Credeți asta? Maybe you are some young people here, you fight it, you fell in that kind of trap. The word of God has the power. It's a sword that tonight will cut every chain. Are putere cuvântul lui Dumnezeu să facă asta. Unii poate sunteți atacați de cel rău. Ați fost vreodată atacați de cel rău? S-a citit, am citit și eu versetul acela, dar a fost citit. Iisus a fost atacat de diavol în felul acesta. Poate că dumneavoastră, unii dintre dumneavoastră, sunteți atacați de diavolul chiar acum. Vreau să vă spun în această seară, cuvântul lui Dumnezeu are putere să alunge pe diavolul, ca toate săgețile lui arzătoare să cadă la pământ. Poate vă atacă în diferite forme. Vă mai dau o experiență
personală. Am avut 6 săptămâni în urmă, poate mai bine, m-am trezit într-o dimineață, pentru prima dată în viața mea, cu o amigdală, amigdala din partea dreaptă, inflamată, infecție. Eram înainte de nuntă, 2 săptămâni înainte de nunta lui Anthony, am sunat la doctor, mi-a prescris antibiotice, am luat 7 zile antibiotice, nu mi s-a întâmplat nimic, am mai luat 7 zile antibiotice, nu mi s-a întâmplat nimic, am avut nunta, simțeam aici, n-am mai spus la nimeni, am zis, tac din gură că ăștia mă trimit la spital, and I don't want to go, right? Am răbdat, trecut nunta, cu 2 săptămâni în urmă, mâine, am fost în South Carolina, am fost la un serviciu mai lung. În timp ce predicam, am simțit infecția aceea că mă sugrumă. Am simțit că mă afectează. M-am speriat la un moment dat că nu o să mai pot predica, nu o să mai pot ruga, a fost și o ordinare. Și în momentul acela am avut așa o realizare. Toată luna august am vorbit despre războiul spiritual. Și în momentul acela am zis, ceva să nu-i medical într-un fel. Sunt afectat, dar de ce am amândouă, n-am avut niciodată în viața mea. Și noaptea aceea, duminică seara, m-am trezit la 3:30 și am simțit că sunt sugrumat. Am simțit că nu mai pot respira. Eram în South Carolina. Am simțit că se întâmplă ceva cu mine. Și în momentul acela mi-a venit acest gând în minte. Este un atac al diavolului împotriva ta. Este un atac al diavolului. M-am ridicat, m-am rugat și în momentul acela l-am mustrat pe diavol. Am zis, diavole, nu-ți permit asta. Am spus, prin Iisus Hristos, ite manului pentru noi, sunt mai mult decât biruitor. Sunt mai mult decât biruitor. Vreau să spun ceva foarte sincer ce mi s-a întâmplat. Am zis, mă pun din nou în pat și dintr-o dată am tușit o dată așa de tare, am mers la baie, mă iertați că spun asta, am scuipat tot și în momentul acela am fost complet eliberat. Au trecut 2 săptămâni, the same moment, I didn't feel anything else, no pain, no infection, nothing. Vreau să vă spun ceva, uneori diavolul vine împotriva voastră la acest nivel spiritual, vă amenință, lucrează în viața voastră. Vreau să vă încurajez în seara aceasta, diavolul, dragii mei, n-are putere asupra voastră. În voi, în noi, este cuvântul puternic al lui Dumnezeu. În viața noastră este cuvântul puternic al lui Dumnezeu. Diavolul vine cu forța lui, răgnește ca un leu să vă sperie. Dar vreau să vă spun ceva în seara aceasta. Glasul leului din Iuda îl pune pe Satan pe fugă. Este puterea lui la acest nivel spiritual. Și poi ultimul lucru. Puterea miraculoasă a cuvântului la nivel fizic. Când ești bolnav, treci printr-o suferință, prin cancer. Uneori mă gândesc mai la listă, așa de mulți oameni pe care îi cunosc, trec printr-un felul de situații, prin crize extraordinare. Și unor citesc pasajul acesta și zic, Doamne, vreau să fac ceva pentru ei. Și realizez că nu știu ce să fac. Și trebuie să ne întoarcem la Iisus. Iisus a spus acestui om, cu autoritatea, spune, a luat cuvântul și i-a zis, ridică spatul și umblă. Iisus a luat cuvântul. Cuvântul lui Dumnezeu are putere în viața noastră la acest nivel. Sunt multe versete pe care aș putea să vă le dau. De exemplu, Psalmul 107:20, verset citat în această seară, spune, a trimis ce? Cuvântul lui și i-a vindecat. Simt așa în duhul meu chiar acum, că este poate cineva pe Credo TV online și spune, aș vrea să fiu la convenție, să mi se facă ungerea. Vreau să spun ceva, cuvântul lui Dumnezeu merge acolo unde ești. Zi doar un cuvânt. Poți să spună doctorii, poți să spună oamenii ce vor. Un cuvânt al lui Iisus, un cuvânt al lui Dumnezeu are putere incredibilă în viața ta. Și când o să ne rugăm în această seară, în câteva momente, de fapt o să invit grupul să vină încet aici pe scenă și o să ne rugăm pentru bolnavi, o să facem ungere cu un de lemn. Nu numai pentru boală fizică. Vreau să vă spun ceva, ne înșelăm singuri dacă facem numai pentru boli fizice. Dumnezeu are putere în toate aspectele vieții tale. Dumnezeu poate în seara aceasta vindeca relații maritale. Dumnezeu poate face minuni în familia ta. Dumnezeu poate elibera pe cineva de
panică, de anxietate, de depresie. El are puterea să o facă. Dumnezeu poate vindeca mințile oamenilor. În această seară, El are puterea să rupă lanțurile înrobirii, adicției. El are puterea aceasta. Și aș vrea să ne gândim la acesta, să ne uităm aici. Spune, a trimis cuvântul Lui în această seară. Asta e rugăciunea mea pentru fiecare persoană care vine aici. Nu cuvântul meu. Vreau să spun acest cuvânt. Cum a spus omul acesta din Scriptură? Doamne, zi doar un cuvânt. Un cuvânt de la El restaurează sănătatea, vindecă pe cineva. Am aici un prieten care este o minune. Where is Cole, my friend? Cole, can you come over? I want everybody to see you. Cole, Colile. He's the guy that fell at Winterfest 80 feet. 80 feet. Nobody survived when they fell 80 feet there. The firefighter called us or sent us a message through Facebook, said, sir, I saw a miracle from God. He survived. You see these young people here and many others. You know what they did? They're desperate. They're crying. They're crying out to God. When doctors say, oh, there is no chance. Puterea lui Dumnezeu, puterea cuvântului a venit în viața lui. Și Col joacă iar sporți, este la convenție, Dumnezeu s-a atins de el, stă în picioare. Vreau să vă spun în această seară. El nu trebuia să fie aici. Dar a fost puterea miraculoasă a cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus un singur cuvânt în viața lui. Știți care a fost cuvântul acesta? Viață. Restaurare. Cuvântul lui Dumnezeu. Thank you, Cole. We continue to pray for you, man. You are a testimony to God and to God's people. I really appreciate his willingness to testify about what God did in his life. Vă invit să vă ridicați în picioare. Asta e rugăciunea mea la Iisus. Zi doar un cuvânt. Este cineva aici care are nevoie de un cuvânt de la Iisus? Ce ești gata să faci la cuvântul Lui? Petru a spus, la cuvântul tău. În față, o să-mi iau inima în dinți. I don't care că cineva se uită la mine. Nu mi-este rușine că sunt afectat emoțional, că am nevoie de intervenția lui Dumnezeu, a cuvântului lui Dumnezeu în emoțiile mele. I don't care what other people say. Zi doar un cuvânt. Say just a word. Și momentele următoare o să vă invităm pe două culoare. Pe culoarul acesta o să fie doi frați slujitori și pe culoarul acesta o să fie alți doi frați slujitori. Ieșiți în părțile celelalte, o să fie toți frații slujitori, invit aici. Dragii mei, nu suntem noi, nu mâinile noastre au putere. Puterea nu e în uleiul unde lemnul pe care îl pune pe fruntea cuiva. Puterea e în cuvântul creator al lui Dumnezeu. Just a word, say just a word. Și o să vă invităm să veniți și o să cântăm și o să stăm în prezența Lui. Poate unii spuneți, este prea târziu. Uneori este târziu. Dar este momentul la care vine Iisus în viața ta. Mâine dimineață nu-i serviciu și dacă facem o noapte de veche în seara aceasta, n-ați mai făcut de mult, nu-i așa? Dar vreau să stăm în prezența Lui, să primim cuvântul Lui. Cuvânt de vindecare, de iertare, de restaurare, cuvânt care aduce bucurie, care ia amărăciunea, care ia îngrijorarea și aduce pacea. Și face o minune chiar în seara aceasta. Mă rog, Iisuse, Tu ești același. Am vrea să vedem lucruri nemaipomenite la convenție. Nu lucruri negative, ci minunile Tale care se manifestă în locul acesta.